Dragilor, azi vă las o rețetă de aluat fraget pe bază de unt și smântână, care este ideal pentru pregătirea fursecurilor, a biscuiților sau a cornulețelor. Rămâneți până la final pentru a vedea de ce ingrediente avem nevoie și modul de preparare. Avem nevoie de 500 de grame de făină pe care am cernut-o într-un castron, în mijlocul ei vom face o gropiță pentru că aici vom adăuga celelalte ingrediente. 2 gălbenușuri de ou, o linguriță de esență de vanilie pentru o aromă cât mai plăcută și totodată și o linguriță de esență de rom. Voi puteți să puneți arome după gust. Adăugăm și 200 de grame de smântână grasă, după cum vedeți, a mea este destul de groasă. Dacă veți folosi o smântână mai lichidă, puteți să mai adăugați făină până când se va forma aluatul sau să puneți mai puțină cantitate de smântână. Tot aici adăugăm și zahărul, 7 linguri sau 100 de grame. În cazul în care doriți ca aluatul să iasă foarte dulce, puteți să adăugați în jur de 8-9 linguri. Amestecăm puțin cu o furculiță cât să se încorporeze zahărul, apoi adăugăm și praful de copt. Eu am folosit o linguriță cu vârf, ceea ce înseamnă 7 grame de praf de copt, iar apoi adăugăm și untul foarte moale. După cum vedeți, eu l-am tăiat în cubulețe pentru că așa se va înmuia mult mai repede. Începem să frământăm cu mâna până când vom forma aluatul. În cazul în care observați că mai este nevoie de făină, puteți să mai adăugați sau este posibil să vă mai rămână ceva făină în castron, depinzând de tipul de făină folosit. Eu am scos aluatul pe blatul de lucru și l-am mai frământat foarte puțin, câteva secunde, doar atât cât să îl formez într-o bilă. Apoi l-am așezat înapoi în castron și l-am lăsat să se odihnească timp de jumătate de oră înainte de a-l folosi. În așa fel, particulele de făină se vor umezi, iar aluatul va deveni mai maleabil. Și bineînțeles, foarte important să acoperim bolul cu folie alimentară sau o pungă de plastic pentru a se menține umiditatea în interior. Iar după jumătate de oră eu am scos aluatul din bol, acesta este moale și bineînțeles și maleabil. Îl tăiem pe jumătate, una din jumătăți o punem din nou în castron și o acoperim cu folie alimentară, iar pe cealaltă presărăm puțină făină pe deasupra ei și pe blatul de lucru, o formăm într-o bilă. După care întindem aluatul cu ajutorul unui sucitor pentru a da formă unor fursecuri, de exemplu. De această dată eu am să vă arăt o rețetă foarte simplă de fursecuri. Însă v-am spus că cu acest tip de aluat puteți să pregătiți și cornulețe sau biscuiți. Pentru fursecuri întindem foaia cu o grosime de aproximativ jumătate de centimetru, după care putem să tăiem în forma dorită. Eu am folosit această formă de semilună și totodată o formă de romp. Însă voi puteți să tăiați în forma dorită. Dacă veți pregăti cornulețe, trebuie să întindeți foaia un pic mai subțire. Fursecurile le așezăm în tava tapetată cu hârtie de copt, după care adunăm aluatul rămas și îl formăm din nou într-o bilă și îl întindem în același fel. La nevoie ne mai ajutăm și de puțină făină pentru ca aluatul să nu se lipească. Punem fursecurile la cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius cu căldură de sus și de jos pentru aproximativ 15 minute sau până când se văd ușor rumene pe margini. Iar după 15 minute am scos fursecurile de la cuptor, le-am scos și din tavă cu tot cu hârtia de copt, iar acum că sunt încă fierbinți, le voi pudra cu zahăr pudră din belșug, pentru că acesta se va lipi de ele și le va menține frage de mult timp. Le puteți pregăti cu 3-4 zile înainte de sărbători și păstra într-un loc uscat și răcoros. Ei, dragilor, până aici rețeta de astăzi. Vă aștept să-mi spuneți în comentarii cum vi s-a părut, iar dacă v-a plăcut, nu uitați să-i dați un like și să o distribuiți și cu prietenii voștri. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem la videoclipul următor. Numai bine tuturor!